Ministerul Educației a dat publicității calendarul înscrierilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015. Astfel, în data de 17 februarie vor fi afișate circumscripțiile școlare și numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei unități de învățământ. Cu referire la școala Mihai Eminescu, noi avem pentru anul școlar 2014-2015 trei clase, în total un număr de 75 de elevi. În validarea cererilor la care se solicită copiii înscrierea, zilnic are loc în intervalul 8-20 de luni până vineri, iar sâmbătă de la 8 la 13. Deci este un program prelungit mai mult așa pentru cuprinderea și pentru a avea timp să se înscrie toți acești copii. Astfel, în perioada 18 februarie-12 martie va fi realizată evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor. În perioada 19-28 februarie, în fiecare unitate de învățământ cu clase pregătitoare, va fi organizată Ziua Porților Deschise, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate. Totodată, în acest interval, în școli vor avea loc întâlniri pentru informarea și consilierea părinților ai căror copii sunt la grădiniță și vor fi dați în clasa 0. În perioada 21-22 martie, unitățile de învățământ vor afișa lista candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă. O noutate, cu toate că noi înțelesesem de anul trecut că este ultimul an în care se mai înscriu copii direct în clasa 1, am văzut pe site-ul Ministerului un calendar al înscrierii și în clasa 1 a copiilor de 7 ani, deci care obligatoriu au împlinit 7 ani și care nu au fost înscriși în clasa 1 în anul școlar 2013-2014 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa 1. A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare are loc din 24 martie. În intervalul 25 martie-4 aprilie vor fi depuse cererile tip de înscriere la Secretariatul Unității de Învățământ, aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Pe 11 aprilie vor fi afișate la fiecare unitate de învățământ listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare. Apoi, în intervalul 14-18 aprilie, vor fi centralizate și soluționate de către inspectoratul școlar cererile părinților copiilor care nu au fost înscriși la vreo unitate de învățământ.